Lupte de stradă în camera de gardă. Un clan de interlopi a dat buzna cu săbii, topoare și bâte în spitalul Pantelimon din București, unde i-au pus în pericol pe bolnavi și medici. Au răscolit saloanele în căutarea lor, iar agenții de pază, depășiți de situație, nu i-au putut opri. După ce au semănat panică și au distrus aparatură medicală, barbarii au dispărut până să vină poliția. Ora 11 și 24 de minute. În fața Spitalului Sfântul Pantelimon din București încep luptele. În spatele ambulanțelor, care au adus mai mulți răniți în bătaia începută pe stradă, 10 membri ai clanului Războinic coboară înarmați dintr-o dubă și aleargă spre camera de gardă. Depășit de situație, singurul paznic care se vede la intrare rămâne blocat cu telefonul la ureche. Am zis, Doamne, ce se întâmplă? Suntem în pădure, suntem în junglă. E sub orice criză. Camerele de supraveghere au filmat asaltul. Atacatorii agită bâte, rănci și topoare. Dezlănțuie haosul. Își caută rivalii aflați pe târgi. Medici și pacienți fug speriați din calea lor. O femeie care încerca să-i oprească este lovită cu piciorul în față și se prăbușește. Au intrat efectiv în toate zonele din UPU. Au căutat acești pacienti. Una dintre victime era deja trimisă la investigații. Nu l-au găsit, că pe el îl căutau. Pe alta au surprins-o undeva în zona triajului și au agresat-o. Și pe cea de-a treia, pe undeva prin interiorul UPU, a reușit să se ferească, au lovit cu săbile și cu ceva bâte, au distrus și un calculator. Bătăușii aleargă pe holurile spitalului și, fără să fie opriți de agenții de pază, ajung în saloane printre bolnavi. 8 oameni se tem că vor ajunge victime colaterale. Un bărbat și femeia care îl însoțea se lipesc de perete și, când prin momentul, fug din calea pericolului. O asistentă care aude scandalul dă să iasă din salon, dar se răzgândește când vede ce se întâmplă. Polițiștii chemați de doctori în ajutor au ajuns prea târziu. Imediat după incident au părăsit unitatea spitalicească, iar în prezent colegii mei din cadrul mai multor unități, subunități de poliție, desfășoară activități în vederea identificării și depistării acestora. Scandalul de la spital a fost continuarea unei lupte violente de stradă care începuse cu o oră înainte pe străzile din comuna Pantelimon. Martorii au filmat cum membrii unui clan atacă un șofer aflat într-o mașină, distrug automobilul pe care îl lovesc cu bâte și rângi. Disperat, șoferul demarează și trece cu mașina peste o femeie. Polițiștii au închis strada ore întregi pentru a face cercetările la fața locului, iar de pe autoturismele din zonă au luat inclusiv amprentele celor implicați în scandal. Noi eram în curte și au început să zboară sticlele. Sticle de bere, de șampanie și după aia cu bâtele. Unul stânga, unul dreapta, unul stânga, unul dreapta, să-l bate între ei. Țipete, urlete, aruncat sticle, par, bătăi și toate cele. Mi-a fost frică să-i zapă. 4 dintre cei implicați în bătaie rămân internați, 2 în stare gravă. Polițiștii sunt pe urmele agresorilor.